Cred că specialist în marketing online pe zona auto și sunt proprietarul agenției Extinct. N-aș vrea să jignesc pe cei care au fost înaintea mea, însă vreau să fac o prezentare despre serviciile integrate ale unei agenții și importanța serviciilor integrate pentru o parte din clienți, nu neapărat pentru toți clienții. Până acum, cei colegii care au venit înaintea mea au prezentat SEO, au prezentat pay-per-click, au prezentat social media, au prezentat diverse instrumente care te ajută într-un final să faci bani. Însă n-am auzit până acum următorul lucru, că ceea ce trebuie să facă o agenție pentru cliente să facă profit și contează mai puțin metodele prin care faci lucrul ăsta. Iar asta încercăm noi să facem ASIM, încercăm să facem profit indiferent de metoda de promovare pe care o alegem sau metoda de... indiferent de soluția pe care o alegem pentru business-ul tău. În adevăr, facem și SEO, facem și pay-per-click, facem și social media, însă cel mai mult și cel mai important facem consultanță în marketing online pentru clienți, pentru diversi clienți care ori nu sunt interesați să lucreze cu noi sau sunt prea mari pentru noi și decid să externalizeze aceste servicii cu o altă agenție. Îi ajutăm pe aceștia să aleagă cele mai bune soluții, cele mai bune oferte din piață pentru nevoile pe care le au și pentru etapa de business în care se află ei. Îi ajutăm să reușească să scrie un brief corect pentru agenție, tocmai ca să primească rezultatul pe care îl doresc la prețul corect, să poată să evalueze o campanie de pay-per-click, să poată evalueze o campanie de SEO, să poată evalueze o campanie de social media, să nu dea bani pe servicii de care nu au nevoie, să-i ajute cineva atunci, de exemplu, când își fac un site, să nu plătească tehnologii de care nu au nevoie și într-un final să fie cineva care pentru ei integrează toate aceste servicii și care trage linie și spune dacă ceea ce au plătit a fost cu folos sau nu a fost cu folos. În rest, când de clienți, avem mai mulți clienți pe zona de dezvoltare de site-uri și de consultanță. Încerc personal să intru mai mult în zona de e-commerce pentru că acești clienți au cel mai mare impact în mediul online și văd exact investiția lor și profitul pe care îl generează în urma investițiilor în marketingul online. Și am o serie de clienți pe partea de consultanță în marketing online. Dacă aveți întrebări. Da. Ionuț, vezi un microfon? 20. Ați spus la un moment dat că există o parte în care clientul poate să-și evalueze campaniile online. Care sunt indicatorii pentru evaluarea campaniilor online? Nu. A spus că de cele mai multe ori clientul de cele mai multe ori clientul poate nu știe să-și evalueze campaniile și investițiile pe care le face. Evident, în funcție de ceea ce faci. Dacă faci o campanie în social media, sunt niște indicatori. Dacă faci o campanie de pay-per-click, sunt anumiți indicatori. Dacă faci o campanie pe SEO, sunt alți indicatori. Dacă își face un site, sunt indicatori, de exemplu, de conversie care poate să rezulte dacă site-ul a fost făcut bine sau nu. Poți să alegi un exemplu? Să... Exemplu. Pentru un magazin online. În dezvoltarea unui magazin online, o principală importanță are uzabilitatea site-ului. Uzabilitatea site-ului pe o bază normală de clienți aduși targetați să presupune o rată de conversie de 1%. Dacă în urma dezvoltării site-ului ce urmată de o serie de vizitatori targetați, acel site nu a avut rata de conversie medie, este clar că cel care a făcut site-ul sau dacă se identifică diverse probleme de uzabilitate, produsul nu a fost bine realizat sau nu a fost bine livrat sau nu a fost livrat conform brief-ului inițial. S-ar putea să nu mai spun tot mai corect, dar...
Trebuie. Eu zic că pot să continui discuția în detaliu după. Da. Cu... dar nu vreți și voi să continuați discuția în detaliu după? Da, ok. Ok, mersi mult!